nouă zi în minunatul și frumosul Haugr. Și ca de obicei, zilele din Haugr sunt pline, pline de treabă. <laughs> Bine v-am găsit, oameni faini, la un nou episod din Motopia. Alături de mine, gazda voastră pufoasă, ca de obicei, prezentă la datorie. Am mai avut de mult timp intro acesta. Astăzi, dragii mei, o să avem o grămadă de lucruri de făcut. În primul și în primul rând, ca să putem să dăm upgrade mai departe la căsuțele și la toate lucrurile noastre de pe aici, trebuie să facem o călătorie până în Nether. Iar ca să facem noi o călătorie până în Nether, trebuie să ne schimbăm un pic armura, fiind fiindcă asta pe care avem noi de cupru, nu o să facă niciodată față. Pe lângă mersul în Nether, trebuie să mai punem câteva turnuri de protecție, sau mă rog, câteva guard towers, nu știu exact cum se numesc în română, încerc să fiu cu voi. <laughs> nu îmi vine momentul de față, am un lapsus. Trebuie să punem câteva pe aici, pe colo. Mă gândesc să punem undeva aici, în zona asta, 1, Probabil că undeva în partea asta alaltă pe lângă școală ar mai merge încă unul, poate chiar aici pe coastă undeva. Deși avem unul acolo, s-ar putea să ne prindă bine dacă plantăm unul pe aici pe undeva. În zona asta mă gândesc eu, cred că ar fi o idee destul de bună. Ia să vedem, dacă toți suntem aici să și facem o treabă de genul ăla și mă interesează la military Guard Tower. Guard tower mă interesează. Ia să vedem cum arată el cel mai ok. Pe unde e intrarea, întrebarea mea este. Dă să-l facem de level 5 ca să vedem unde e intrarea. Intrarea ar fi în mod normal și natural. Pe aici. Păi e perfect. E perfect. Numai, îl dăm un picuț, un picuț mai în spate și un pic mai câș, așa, în partea asta. Câte blocuri să aibă de la, la distanță? 1, 2, 3, 4. Hai să fie 5 ca să nu fie cu ghinion. Uh, și ar fi fix pe marginea apei. Mă... 1, 2 în partea aia ca să fie numai 3 blocuri distanță. Cred că ar fi mai bine 1, 2, 3 aici. Și în partea asta la altă avem 1, 2, 3, 4. Putem să facem... Putem să lăsăm tot așa 3, aș zice eu. Și cred că cel mai bine ar fi să-l aducem la nivelul clădirii de aici ca să nu fie probleme. Mă gândesc eu. Da, cred că, cred că ar fi genial dacă facem treaba respectivă. Am un pic am înghesuite astea de aici, din nefericire. Da, hei, asta este viața. Bun, pe să-l plantăm aici, îl lăsăm de level 1, ca pe îi dăm noi upgrade, sau putem să-l facem direct de level 3. Nu la 100% sigur dacă în momentul în care eu îi dau aici level 3, îmi arată numai cum arată de level 3 sau îl face de level 3. Nu de deloc sigur pe treaba respectivă. Ok. Sau trebuie cumva să-i dau de aici, de la Build Options? Build options, uh, builder, cine să-l facă? Hai să-l facă Eric, tânărul Eric, că el... Nu, îl face de level 1. Exact. <laughs> îl face de level 1 și după aia trebuie să-i dai upgrade. Păi e perfect, oricum uh, se ocupă builderii mei. Din moment ce avem doi, suntem ei hey, ok. Și după ce punem goarta urile de aici, mai am încă o chestiuță micuță pe care să vă arăt și pe care o să fim nevoiți să o facem ca să putem să mergem în episodul acesta în Nether. E o temă pe asta mică, mă, că -o la școală să fie educată, mă. Bă, Cât de tare toată treaba asta. Deocamdată, dragi oameni, am pus două turnuri de apărare. Unul l-am pus aici în spate și în momentul de față am dat și upgrade. Și celălalt l-am pus dincolo în spate la builderul nostru. Cred că bine zic, nu? Ce faci, Sam? Ești blocat, Sam? Da, fix aici l-am pus în partea asta. Poate că ar fi ok să mai pun încă unul în colțul ăsta, probabil, sau undeva în zona asta, între școală și universitate. Mă gândesc eu, mă mănâncă nasă, doamne, de ce? De eu? De ce? Da. Gata, mi-a trecut. <laughs> mă gândesc că poate ar fi bine să punem încă unul pe acolo, pe undeva, așa, preventiv. Dar să-l pun acum sau să-l pun mai încolo? Hmm, 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 hmm. O să-l pun mai încolo un pic, o să-i caut, eu, o să caut eu poziție. Între timp vreau să vă niște chestii. Și mai exact, noi, ca să mergem în Nether, după cum ziceam, trebuie să schimbăm un pic cu armura, să punem o armură mult mai bună pe noi și cu durabilitate mai mare și alte chestii de genul acesta. Și dacă scriem aici k h e -S, s t p l a t e Chestplate. Perfect. chestplate are cel mai mare, cel mai mare rezistență, să zic așa, îți dă, ați dă cel mai mare punct, cel mai multe puncte de rezistență, dacă mă și lasă creierul să vorbesc în limba română cum trebuie. După cum putem să vedem, păpucii îți dau 2 armură, să zicem, casca îți dă iarăși 2 armură, însă chestplate-ul îți dă 5 și pantalonii îți dă 4. Deci chestplate și pantalonii sunt printre cei mai importanți, dar bineînțeles trebuie să ai și caschetă ca să faci treaba să fie treabă și pantalonii la fel. Însă, dacă noi ne uităm pe aici, Vedem că, uite, de exemplu, iron chestplate-ul e mult mai ok decât ăsta de cupru, spre exemplu, dar nu prea mai avem așa de mult iron. Diamond-ul e și mai bun, are 8 durabilitate, însă există ceva care am putea noi să facem cu un picuț de iron și un picuț de piele, ce este și mai bun decât astea alte. Adică, după cum putem să vedem aici, diamond-ul ne dă 8, 8 armură și încă 2 tafnăs, cred că, dacă nu mă șel, însă avem chestia asta de plated armor chestplate care ne dă nouă armură și doi tafnă, deci e mult mai bună decât uh, diamond-ul. Singura chestie este că trebuie să o facem la blacksmith-ul nostru din Mine Colonist. Trebuie să i dăm 7 bucățele de iron și cu o bucățică de leather și 3 de coal și ne face șmecheria asta de plated armor chestplate. Nu știu ce durabilitate are, dar sper eu că o duce destul de bine, hello? <laughs> hello, ce se întâmplă. Dar ca să putem să facem noi blacksmith-ul respectiv, trebuie să venim aici, să ne ducem aici și aici. Și cred că era la Technologies, dacă nu mă înșel eu. Trebuie să ne ducem undeva mai jos un pic. Uite pe aici, pe undeva. Ori asta, la asta cred că e, da, Hitting Iron. Și zice că ne trebuie un envil și ne deblochează Blacksmith hat-ul Am făcut un anvil. O să îl dăm oamenilor de aici, să-și facă treaba. Aveam aici un evil. Acum tot ce trebuie să fac eu este să mai facem rost de niște iron, fiindcă nu prea mai am și cred că o să fiu nevoie să mă duc un picus la minat prin anumite cave-uri ca să fac rost de respectiv. Din ce am văzut eu, gușterica asta de, de miner al nostru nu prea face mare lucru. Ție o să -ți dăm un upgrade. Îl punem pe Sam să-i dea un upgrade, să o ducă la level 2 măcar. Și celălalt de aici ar fi trebuit să fie deja upgradat. Altfel merge treaba când ai doi, doi builderi. E mult mai easy. Pe unul îl pui să fac o chestie, pe celălalt pui să facă altă chestie și there you have it. Da, uite și ăla de level 2. Cred că dacă vreau să-l fac de level 3, o să am nevoie de, ia să vedem, build options, îmi trebuie glowstone. Glowstone și nu prea mai am glowstone. De asta și vreau să mă duc în nether. Foarte multe clădiri încep să ceară glowstone și nether, nether bricks sau ceva de genul ăla sau scări de nether bricks și alte chestii de genul și nu am. Trebuie să fug neapărat în nether ca să fac rost de chestiile respective. Băi, deci scandalul scandalurilor aici. Au apărut dead beard, frate. Nu știu cine e freaking dead beard. Nu știu care e schema lui, dar uite-le. Deja mi-a mi dat castana. Între timp au mai omorât încă uh, doi... Uh, doi arcași de-a mei, cred că, sau ceva de genul ăla. Atât, perfect. Tăi bătaia la scheletul ăla. Uuu, voi vă luați damage în apă. Îmi place cum jucați voi așa. Au, 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 au ce tare de ăsta. Holy moly, și el spawnează oameni să se bată cu mine. aici. Ma, vedeți de ce am zis că o să am nevoie de niște chestii mult mai puternice? I mean, cum pot eu să mă bat cu gușterii ăștia care... Asta cred că dacă îmi dă două bucăți cu țurca în sus, din ce am văzut data trecută când m luat la scandal. Ăștia la alți foarte tare. Vine mă încoace să-ți Dau știu eu sabie în gură și eu nu dau foarte mult damage Are 71 viață Măcar îmi dai ceva bun dacă te bat? Întrebarea mea este Nu cred Ar... S-a explodat singur? Pa bune Serios Frate, cum să, cum să fie așa? Deci mi-a omorât 1, 2, mi-a omorât un, ce-a fost asta? Arcaș Și mi-a și un knight Deci mi-a urat un arcaș și un night. Și după aia se explodează singur, frate Și nu-mi dă nimica To trăiască familia ta asta de deadbeard What the heck, man Cât de nașpa Unde? Aici, aici sunt astea uh. Ce faci, boss? Ești bine, sănătos? Ia de aici Ia bucată Atât, uite, trage și băiatul ăsta în el. Dar tu, prietene, de ce nu ai armură pe tine? Un, un lucru, nu înțeleg. Vine încoace. Inventar. Uite și tu ce are aici. Leather boots. Uite și timpit la creierii capului. Pune ăștia pe tine, pune asta pe tine. Și, na, rămâi tu cu leather boots atunci. Jesus Christ, mă, uite-te la el, mă. El stătea acolo cu papuși de piale numai și cu atât apel. Holy moly. Gata și cu al treilea turn de control. Și uite-te și tu cât de mic e blacksmith-ul. <laughs> Cine? S-ar fi gândit că blacksmith o să fie chiar atâta de mic și atât de pricăji dacă stai bine să uiți la el. Nu mă așteptam să fie chiar așa mică clădirea. What the hell, man? E un picuț, un picuț de clădire și după ce o duci la level 5, nici atunci nu e cu mult mai mare. Dar o să las un pic de loc aici ca să pot să fac un drum. Aici iarăși să pot să continui drumul încolo către căsuțele noastre. Practic avem aici o casă și ce altă casă, în teorie, ar trebui să aibă drum pe aici, prin față? Ar trebui, da? Vedem, ne descurcăm noi când vine vorba de făcut drumuri, o să ajungem și în punctul respectiv. Și acum cred că ar fi ok să-i dăm la asta level 1, să-i dăm o bifă să fie construit și să dăm un click dreapt aici, build option, să-l punem pe, cum îl cheamă, pe Sam să facă treabă. Ne trebuie pantalon de piele, cască de piele și unelte de lemn. Ok. Ah, ok, ne trebuie toată armura de piele, aparent, și 5 alte frame-uri. Super. Build a building, my friend. Dă înainte, fă construcția. O să-l ajut un picut să fac eu niște curățene pe aici, ca să poată să-și facă el treaba liniștit, fără să fie întrerupt de nimic. Dacă reușesc să iau și copacul să aici. Splendid. Și acum ce trebuie să mai fac eu e să vin să umplu niște găuri pe aici. Că din ce putem să vedem noi, asta o să vină, cred că la nivelul ăsta se vine podeaua, ceea ce înseamnă că aici trebuie să umplu, altfel o să-mi lase gușterul ăsta liber. Sau pot să pun niște torți eventual, pot să sparg aici, sparg aici așa și plantez o torță aici și eventual una aici, ca să facă lumină, să luminează toată gaura, mă gândesc. Da, cred că, cred că ar fi ok. Aici, în mod normal, cred că o să vină stratul de pământ și după aceea mai sus sau... Hmm. Îți curioză dacă o să vină ca și ăsta plasat. Sau să vină... Da, ceva de genul ar trebui să vină. Ar trebui să vină pământ pe aici, pe lângă el. Și după aceea în interior să vină, să vină podeaua. Cred că ceva de genul o să fie. Și după care putem să ne facem noi armura asta șmecheră din plated armor. Of, cât de bine o să fie. Și am, cred că, destul fier pentru toată armura. Sper eu din tot sufletul. După care să putem să dăm o fugă până în nether. Ia uite el, băi, pe Rasputin, bă. Unde te duci, Rasputin? Te duci să înveți să te educi? <laughs> deci am văzut o fază amuzantă cu, cu nu știu, druid, cred că druidi spune la, la omul ăsta de aici. Avem aici posibilitatea la, guard tower, la turnurile noastre de gardien. Guard tower era să zic. Guard tower, englezule care ești. Avem posibilitatea să angajăm fie un knight, fie un archer, fie un druid. Și-l avem pe Cody Johnson, care este druid. Nu prea are el foarte mult focus din ce văd aici și foarte multă mana, dar bănuiesc că în timp o să crească abilitățile lui. Și îți curios de ce are nevoie. Ia -s -s așa un picuț. Dă să dau o fugă până la el, dacă îl mai găsesc. Sunt curios de ce armuri și chestii are nevoie. Vină cu acea, mă, prietene. Oh, tu, dacă dau pe open request. Uh, ok, deci trebuie leggings, helmet și chestplate. Dar în inventarul lui, eu îl văd că fuge cu o poțiune prin mână. Nu știu sigur dacă trebuie noi să-i administrăm poțiunile respective sau pur și simplu el vine și o să dea heal la soldații noștri și alte chestii de genul ăla dacă se întâmplă să fie vreo bătălie pe aici. Nu, nu, nu mi dau seama cum funcționează druidul. Dar arată fix ca Rasputin, frate, să mor dacă nu. Și dacă căutați o poză pe net cu Rasputin și îl puneți pe ăsta lângă, identici. <laughs> Între timp, eu am făcut, am făcut, eu, da, îți dai seama, adică eu, Sam a construit uh, mica noastră fierărie, blacksmith-ul nostru și am dat și să-i dea upgrade, momentan suntem la al doilea, sau, da, la al doilea nivel de upgrade, cred că suntem, ca să uh, putem să ne facem armurile respective și mai are nevoie, Sam, 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 nu-mi zice aici de ce mai are nevoie, nu înțeleg de ce. O fi din cauza că am ieșit din joc și am intrat iarăși. Dacă îi dau un cancel upgrade și îi dau build options, îi dau uh, pe Sam Brown și îi dau upgrade. Și poate să reapucă Sam să-și facă treaba pe aici și mi-arată ce, ce chestii mai trebuie. Eu, am făcut-o, i-am dat upgrade la un nivel, parcă, dacă bine mi-am amintesc eu. A, da, uite, îi mai trebuie. Deci are toate lucrurile în momentul de față, îi mai trebuie 7-6 de nether uri 6 aitem uri pe alea le putem face, nu se pune problema, imediat le rezolvăm. Ne trebuie 7-6 de nether uri nether uri pe care nu le am. Din corabile astea de, de pirați, mai doi, eu mai venit un, un corabie de pirați, ne-am bătut că ei, i-am ferfelit, am făcut rost de chestii de la ei. Din astea putem face rost doar de scări de nether brick. Deci ne mai trebuie nether uri în sine. Ceea ce înseamnă că trebuie să mergem în Nether înainte să ne facem rost de armura respectivă. Am deocamdată armură de zinc pe mine. Sper să pot să mă duc în Nether și să reușesc să fur doar niște... Să fur, să minez. Hai să nu mai fim chiar așa de români. <gângh> Vorba aia. Să minez niște... cum îi spune, niște nether -like ca să pot să-mi fac nether respective. Între timp am fost, am dat o tură, m-am plimbat, am luat niște vaci. Am făcut un țarc cu vaci fix aici la zona unde ești, acolo la primărie, la town hall. Am făcut rost de niște văcuțe și le-am făcut un țarc acolo. În mod normal, țarcul ăsta nu exista, pentru că era numai așa niște gard, dar am făcut eu din gardul respectiv țarc, ca să am pentru piele. Trebuie piele fie să fac armuri pentru blacksmith, fie îmi trebuie piele ca să fac, cum îi zice, de astea, item frame-uri și alte nebunii de genul ăla, așa că e, iată-ne aici. Avem o dita mai cireada de vaci. Însă acum cred că o să mă punem frumușel să-mi fac undeva un portal. O să vreau să-mi fac portalul, cred că pe, pe barcă. Dacă am posibilitatea să-l fac pe barcă, aici o să-l și fac. Nu vreau să vină ceva bidigăni, nu știu sigur ce monștri sunt prin Nether. Deja prin Overworld m-am bătut cu câțiva și mi a luat bătaie de la câțiva, deci n-aș vrea să nu pățesc același lucru și Nether. Și sper că am cum. O, oh, da, am posibilitatea cum să nu Păi pot să-l fac aici, direct. Dacă stau bine să mă gândesc. Sau să-l fac jos undeva. Aș putea să-l fac fix aici, de exemplu. Să dărâm asta și să fac nether portalul aici. Sau să-l fac aici, jos. Aici, jos, nu știu dacă am destul spațiu pentru portalul respectiv. Ar fi o treabă. Pă bune. Că pare ship și... a Ah, just sail the way. Ok, deci am scăpat de aia. Aleluia. Aleluia. Sau aici să-l pun? Cred că aș putea să-l pun aici, mă gândesc eu. Dacă stau bine să mă uit, pot să fac o treabă de genul ăsta. 8. Oh, Nevermind, avem acolo direct și reloare apă. Bagați-e piciorul serios acum. Păi și unde o să-mi pun eu mă, ăsta? Unde să-mi pun eu portalul în așa fel încât cred că-l pun sus până la urmă. urmă. Portalul e gata. No, acum rog te numai să mă spaunez într-un loc bun și fain și în care să nu existe prea multe pericole ca să pot să minez din știt numai niște nerdereck. Atât am trebuie și poate niște gloson dacă găsesc. Io ioi, io, și vai de mine unde suntem. Ok. Ai, de ce, man? Bă, dar numai într-un Crimson Forest puteai să mă dai, mă. Altundeva, nu. În orice alt loc, mai fain, într-un baie, mai... Mamă, Dumnezeule, Mare Iisuse. Dă și minează niște de asta acum. Pot să fac oare schema asta și să minez cu... Da, pot, 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 pot. Pot, 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 pot. Ca să strâng cât mai mult timp. de un stack și ceva dintr-o bucată. Uite așa, elegant, frumos. Facem treaba asta în continuu. Ah, gold nu prea ne interesează momentan de aici, că avem destul și în și nu prea am ce face cu el. Da, mă interesează să minez cât mai mult netherrack din asta ca să pot să-mi fac eu liniștit a căsucă. Ia, uite la mă. La tine nu mă așteptam. Dar pot să... Cred că nu pot să sparg cu asta. What the heck? Deci am văzut încă o chestie destul de interesantă. Nu știu cum funcționează exact uh, itemele astea din Tetra. Partea nasoală la ele e că, de exemplu, cu uh, Diamond Pickaxe-ul ăsta sau Diamond moto ăsta sau ce-o el, nu pot să minez Obsidian sau uh, lucruri pe care le puteam mina în mod normal cu Pickaxe-ul de diamant. Mai am loc? Nu mai am loc. Fucking Dice. De Di ce? nu mai am loc? Ia să luăm noi ăsta așa, îl băgăm la acolo te băgăm și pe tine aici și încercăm să mai luăm și ăla de pe jos. Perfect, bun, țuț. Mă, ca știm acum unde avem o bucățică de, de chestii de aia și ne putem întoarce înapoi. Glowstone, m nu prea am văzut pe aici. Și nici nu prea cred că găsești glowstone în baiamul de Crimson Forest, din nefericire pentru mine. Să trebuie să mergem în altă parte pentru a căuta glowstone, dar asta în momentul în care o să avem și noi niște armură sau ceva chestii pe noi care să ne ajute. Până atunci, mergem să prăjim cu și sperăm din toată ființa noastră Ca să nu avem nevoie de alte nebunii de prin nether ca să dăm apel la level 4 la chestia aia Doamne și fermen, man Doamne și fer. Încă o chestie pe care am văzut-o la blacksmith-ul nostru Sau, cred că așa îi spune, nu știu, sigur, sutra asta Ia să mergem noi aici frumușe, rapid, prima dată Și să ne punem ăsta la prăjit La prăjeales Treci acolo, man Bam, tu acolo Tu acolo și acolo avem mâncare. bine în coci. Ia uite ce bine stai vaci și să poți să-ți faci mâncărică. Doamne, incredibil, nici nu știți. Am mâncat pești până acum de m-am săturat. Le-am tot mâncat pești la mea Bine, oricum avem o tonă de pești. Aia nu se pune problema. Sau cartofi, iarăși. Avem o tonă de cartofi pe care putem să-i mâncăm. Ținând cont de faptul că avem agricultura dezvoltată acolo sus, domnule, adică nu ne jucăm cu treburi de genul ăsta. Dar încă o chestie pe care am observat-o eu, când vine vorba de blacksmith, trebuie să-l înveți tu rețetele. Trebuie să-l înveți tu rețetele, ce să facă și ce să construiască și ce să bate el cu ciocănelul acolo. Deci, practic, cred eu că ăsta funcționează în funcție de cum și ce-l înveți tu. Aici avem task-uri, n-are niciun test de făcut. Aici avem settings, care e practic Priority, please reach research warehouse master. Nu știu ce e chestia aia, dar mă rog. Și aici avem crafting recipe și putem să-l învățăm noi 20 de recipe -uri. Deci, practic, eu dacă am aici acum am niște zinc sau uh, am niște cupru sau ceva și pot să-i fac pac, 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 să-i să, -i, să -i explic cum să facă el treburi. Manage workers. 7 focus, 4 inteligență. Ce ne interesează mai mult? Focusul sau inteligența? La ăștia. Că dacă e așa, luăm pe Darren, că e un picuț mai focusat. Am, trebuie strength și focus. Ok. Dă să-i dăm fire la prietenul nostru de aici și să luăm pe Darren. Are 5 strength, e un picuț mai slăbuț, dar măcar are focus mai bun. Probabil că o să-l ajute mai mult chestia respectivă. Și încă un lucru pe care l-am văzut și l-am citit până la urmă urmei pe internet, pentru că eram curios să vedem cum naiba se face plate de armorul respectiv. Well, trebuie să venim aici la research la tehnologii și unde am învățat noi uh, schema asta, adică undeva mai jos pe aici pe undeva, cred că aici, Hitting iron. Trebuie să ne ducem noi în spate în spate în spate în spate undeva ca să facem rost de um, cum îi spune. Oare aici? Nu. Undeva pe aici, printr-o zonă, trebuie să ajungem noi ca să putem să facem plete de armurul respectiv. Și ce îmi dă de înțeles că... <coughs> o să avem nevoie de o grămadă de lucruri ca să putem să facem treaba respectivă. Până să ajungem noi să facem uh, uh, plete de armurul, ce Jesus, o să fie, o să fie jale. O să fie freaking jale până ajungem să facem treaba respectivă. Că trebuie pe aici pe neva îi pusă. Nu știu sigur care dintre ele. Tools, Skills. Îmi zicea că e mai în spate, poate. Play Speed, Diamond, Coated, motherloads, Miners Find. Să nu fie aici? Să nu aibă nicio treabă cu asta, cu Blacksmith hat -ul? Că văd că aici am dă vein Mine și alte treburi. Să fie în altă parte treaba respectivă? Unde e, doamne, ar putea să fie, două? Hot, asta ce-mi dă? Unlock Smeltery. A, am putea să facem și un smelter, nu zic, nu? Îmi trebuie patru găleți cu lavă. Ok. E ceva. Îi <gângânt> ceva și aia. Da, ești... Că, cum zice, copăcelul ăsta de, de skill și de chestii o să-mi dea, o să -mi dea de furcă groznic. O să-mi dea de furcă groznic. Break speed, heavy machinery. Deci astea toate se întâmplă de la smeltery. Când deblochezi smeltery-ul, poți să recresc viteza de muncă a sătenilor. Ok. Ok. Oh. Cred că cel mai, bine, cel mai bine ar fi fost, prima și prima dată, să mă pun eu ca un om inteligent și să îmi fac eu treburile mele, adică să mă pun să mă înceantez eu lucrurile mele și să nu fac treburile legate de armuri și de alte chestii ca să pot să-i ajut pe să ăștia cât mai ok. Că în momentul de față, ei îmi cer o grămadă de lucruri și îmi cer să mă duc în Nether pentru anumite chestii și așa mai departe și eu, unul personal, nu prea am cum, ținând cont că sunt cu armura asta mărâtă de zinc pe mine. Partea bună este că am descoperit unde îi plated armor-ul. <laughs> Partea nasolă este că avem de mers până acolo o grămadă. Plated armorul se află, dacă bine am văzut eu, undeva pe zona asta. E asta, hai să vedem, yeah. îl mai găsesc eu. Era undeva în spate pe aici, pe undeva. Plate... Uite aici, uite la like, că l-am găsit. Deci plate armorul e aici. Blacksmith learns plate armor recipes. Steel armors și alte chestii de genul ăsta. Uh, și trebuie să mergem pe firul narativ de aici. Adică trebuie să îi dăm improve. Uh, improved ladder, ci că cum le zice, gardienii noștri, knightsii noștri și așa mai departe, primesc plus 10% durabilitate la armură, ceea ce avem în momentul de față. Am făcut rost de 32 de bucățele de lână și i-am dat să-și facă treaba. După care... Dar mai trebui încă 64 de piele ca să îi dăm improv cu încă 10% la armura gardienilor. După aceea 16 fier, după aceea 32 fier și încă 32 fier pentru asta. Deci ne-ar trebui un stack și un sfert. E 64 cu încă 16, ale ar fi 80 de bucățele de fier. Pua, ai de cap meu. Fier pe care eu să mor dacă nu zici că îmi lipsește desăvârșit în, 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 în cum la asta, let's play ăsta. <laughs> în Let's Play-ul ăsta îmi lepsește desăvârșit fierul și materialele. Nu înțeleg ce face minerul ăla să mor. De deci, zici că nu găsește deloc fier și alte chestii să-mi bag piciorul? O găsit, cred că vreo 16 bucățele de fier în toată, în toată treaba asta lui. Builderul nostru însă ar trebui să termine momentul de față clădirea, să termine upgrade-ul la clădire. Are tot, tot, tot ce trebuie, din câte am văzut eu, e 93%, deci încă un picuț și ar trebui să fie gata băiatul nostru. Blacksmith-ul a văzut că își face treaba, uite că și Rasputin are armură pe el. Din cer văd eu... Stai, nu, la e Miguel, la altul. Uite, le pe, pe Darren. Ce faci, Darren? Ce fac, mă boy? Mă boy, you. what you doing, mă boy? Îi crește strength -ul. Uite că îi crește strength -ul. încet, încet, cu treabă bună. În ce ne interesează, mai mult, cred că o să fie focusul. Da. oricum, de fiecare dată când băiatul ăsta lucrează la ceva, practic își primește experiență și crește strength și alte chestii de genul ăsta. Ok, asta e forge cum ar veni. Deci el are învățat în momentul de față armurile de cupru. Deocamdată cam atâta putem să le facem rost la, la, apărătorii noștri, apărătorii patriei. Dar pe viitor putem să învățăm și alte chestii mai puternice, cum ar fi de fier sau diamond sau alte lucruri de genul ăsta. Deocamdată e, îi, îi suficient atâta. Și de ce l-am văzut în momentul în care cineva dintr-un turn din răsa de veche are nevoie, spre exemplu, să zicem, de armură sau chestii, el se pune o face, curierul vine cărăușul nostru și ia armura de aici, o duce la turnul respectiv și așa mai departe. Deci toate gărzile noastre ar trebui să fie îmbrăcate până în dinți cu armură de cupru, ceea ce ar trebui să le ofere un pic mai multă rezistență față de cum aveau înainte. Oricât de mult mi-aș fi dorit să nu trebuiască să mai pășesc pe aici, iată-mă din nou în această zonă. <laughs> am nevoie neapărat de niște netherward block din asta. Nu de alta, dar din ce am văzut eu ar fi ok și mișto să-i dau un upgrade uh, foresterului nostru, adică băiatului care, care, taie lemne. Uh, hello, achievement. Yes, thank you. Îmi plac achievementurile. <laughs> Trebuie să-i dăm un upgrade băiatului care taie lemnele și din nefericire are nevoie de red nether brick-uri pentru a, pentru a, putea fi upgradat. De asta am și dat o fugă până aici. Să iau niște nether wart block din ăsta. Ăsta dacă îl punem împreună cu nether brick-uri ne dă două bucățele de red nether brick. Și noi avem nevoie parcă de 4, dacă bine mi-amintesc eu. Și odată cu upgrade-ul la tăietorul de lemne, o să putem să-i dăm într-un final și pentru tădeauna un, cum îi zice, zi să-i zic, nu pe limba acum, o să putem să-i dăm un, un, topor de diamant. Să nu mai tot rămână fără toporul de fier, toporul ăla, toporul, am vrut să-i târnă copul și am zis tăpor, bravo. <laughs> Cu toporul respectiv ar trebui în mod normal să își facă treaba mult mai repede odată și să dureze mult mai mult, să nu trebuiască să-i tot schimbăm topor o dată la nu știu cât timp. Ne-a trecut acolo și acum dacă face treaba asta, numai bine am putea să avem un pic de spațiu aici de manevră în direcția asta Superb. Mergem acum înapoi. Facem red de bricurile respective. Uh, cu Blacksmith-ul, cu Blacksmith-ul am terminat treaba, nu mai avem moment de față nici o treabă și am văzut eu o chestiuță pe aici, M am tot uitat pe acolo prin skill tree-urile alea și toate nebunile de respective să văd dacă trebuie cumva să uh, dau unlock la un, uh, o fermă de vaci, ceva de genul ăla, adică asta de aici, cow hands, hat sau ceva de genul ăla. Ăștia în mod normal cred că ar trebui să crească văcuțe. Și din ce am văzut eu pe acolo, nu trebuie să faci nimic de genul acela. Adică pur și simplu, cred că faci cause Chaos ul ăsta, sau cum eu zice, cause Hand sau whatever. Și în teorie ar trebui să poți să-ți faci tu treaba liniștit, fără nicio grijă. De aici încolo, cred că ceva de genul ăla ar fi. Să vedem, să vedem. O să-l fac imediat. De fapt, cred că pot să-l fac chiar și acum. Mă duc și iau frumușel o vacă la 11 metri. Ia vină cu tu, prietene. Pe tine te selectez. Thank you very well. Bam. Uh, două bucățele de piele. Mai hai să le punem aici. Pentru viitor. Și lemn am la mine. Pardon, aule. <gri> M-a apucat și sughițul și brăghitul în același timp. Mă scuzați. Să-mi fie cu rușine. Uh, Lem nu am la mine, trebuie să mă să iau de aici câteva bucățele de lemn. Ea vine la cu. Lem, uh, lem, 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 scânduri. Perfect, excelent. Și acum ar trebui să pot să fac schema asta de aici. Și odată ce am făcut schema asta de aici, uh, pătine tine te pun acolo, de fapt pe tine nu. Pe tine o să te pun aici undeva și o să -și ia oamenii de aici chestii dacă o să aibă nevoie. Mâncărica aici și cauzem datul îl avem deja, uh, mai trebuie înapoi bagheta magică. Ca să vedem dacă putem să-l punem pe undeva. Am o să făcut și noapte. Incredibil. Între timp i-am dat lui Sam directivă să-i dea un upgrade uh, spitalului nostru ca să poată să țină 3 paturi, cred că, sau 3 pacienți sau ceva de genul ăsta, cred că o să se întâmple în momentul de față. Ia să tragem noi un pui de somn rapid aici. Treci un pat, pufule! There we go! gata, am terminat și cu asta. Și după ce o să termine treaba asta, probabil o să dau, să, sau cred că o să mă duc și să dau lui Eric treabă să upgradeze ăsta de la băiatul forestier. <laughs> Să-și facă treaba Duc lipsă foarte mare de fier din păcate Și eu tot m-am chinuit să mă duc prin pește Și să caut și să găsesc și bla bla Și nu reușesc să găsesc nu știu, e, o problemă pe 1.19 Sau ce versiune în fi noi E o problemă cu fierul Dăm build options Selectăm pe Eric McGee și așa nu mai avut treabă de mult timp. Și o să am nevoie de două topoare, niște rai-uri care cred că le avem, dark oak sapling, nu știu dacă am dark oak sapling, aia e problema. Aia este problema, nu știu sigur dacă am făcut ori rost de dark oak sapling de pe undeva, dar e posibil să avem așa ceva. Tripwire hook-uri avem de la pescuit 100%, spruce planks nu se pune problema, birch sapling nici de la nu știu dacă am. În fine, hai să-i dăm un upgrade. Și vedem ce avem prin depozit. Încet, încet cu treaba bună. Băiatul ăla cu semnul întrebării m-a pus să mă duc să omor 10 zombie sau ceva de genul ăla. O să-i găsesc până la urmă și o să-i omor și pe ea fără niciun problemă. Nu vă faceți griji băieți, sunt aici în serviciul vostru. Sunt cel mai bun primar care l-ați avut vreodată. Ok, aici stăm bine cu hay și în mod normal tu ar trebui să plantezi grâu aici. Am pus să planteze grâu. Să scoată cartofi și să planteze grâu că îmi ducem lipsă de grâu. Cartofi avem, cred că vreo două double chesturi, nu ne mai trebuie cartofi, suntem împliniți pe partea respectivă. Ok, au început să lucreze. Și îmi zice pe aici ce materiale are, ce o să-i ducă. Glass ah, da, din alea albe nu prea mai am. Trebuie să mă duc să le fac câteva. Din nefericire pentru mine cât timp bătrânul Eric se ocupă de upgradarea tăietorului de lemne, sau mă rog, a pădurarului mai degrabă decât a de lemne, am zis să-i caut un loc viitoare noastre ferme de văcuțe. Și am găsit locul perfect. De ce să nu o punem lângă ferma de grâu sau cartof sau, mă rog, orice, lângă barnul nostru, mai degrabă, că aș zice barnul ăsta, decât o fermă. Fix aici pe colț, așa frumos, se bate colț în colț cu ferma asta la altul de aici, și de level 5 iarăși nu arată, nu, nu, crește în dimensiune în stânga sau în dreapta, crește doar în înălțime, ca să zicem așa, deci tot spațiul ăsta o să fie al ei. Așa că hai să-i dăm și lui semn de lucru, nu? O plantăm aici, pe viitor, să fie la aceeași înălțime cu ferma asta de aici. Și aici vedem noi ce și cum facem, cum tragem noi niște pământ pe aici, în așa fel încât să arate totul mai drăguț, un picuț cu să, să se combine mai frumos cu mina noastră, ca să zicem așa. Mergem aici. Dăm un click dreapta pe clădirea asta. Îi dăm Build Options. Ne trebuie o grămadă de chestii de spruce, Lucruri pe care le avem. Niște torțe, spruz, doors, etc. Avem tot, 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 tot ce ne trebuie. Îl punem pe Sam să fie builderul nostru principal asta. Și dăm Start Building, my friend. Acum tot ce trebuie să fac este să dărâm copaci ăștia de pe aici. Ca să nu cauzeze probleme și să nu fie în cale. Și pe tine și pe tine și probabil o să mai fie încă câțiva pe aici. După care, în momentul în care el se apucă să pună pământul și să-și facă treaba pe aici, ca să facă platforma pe care o să fie ferma, să zicem așa, eu o să mă apuc frumos. Ia, am cumva o foarte la mine am, da, cred că aici, nu? Ia, uite, vai. Ia să luăm noi dead bush ăsta cu foarte Nici am văzut, o să am nevoie de el mai departe în ceva build. Nu știu sigur în care, dar o să am nevoie de el îl spargem pe ăsta și -l luăm înapoi în inventar și continuăm cu tăiatul de lemne. Deci, cum ziceam, după ce o să termine Sam cu făcutul platformei de dirt pe care o să vină toată ferma, o să mă pun eu frumos pe aici, prin zona asta cumva, să mă apuc să fac uh, un picuț de terraforming. Nu foarte extraordinar de mult, dar destul cât să nu cauzeze probleme sătenilor. Că nu aș vrea să văd cum vin pe aici, mai ales viitorul fermier care o să se ocupe de treaba asta. Nu vreau să-l văd cum vine pe aici și jur pe gâtul, fiindcă au căzut ca ciobanul de pe, de pe platformă de dirt foarte, foarte înaltă. Ok, cred că asta ar trebui să fie ok, nu? Până aici, ăla vine până acolo. Poate copacul ăsta ar o să trebuiască să-l dărmăm, uite așa, să scăpăm și de asta. Bam! Și în teorie ar trebui să fim în regulă. M-am decis să mă aventurez exact așa cum sunt în căutarea mea de glowstone și de alte chestii prin Nether. Avem nevoie și de, cum îi spune, de soul sand, de soul sand pe care l-am pe aici, pe undeva, uite aici. Am luat și soul sand, am luat și niște soul soil, am luat și chestiile astea de sludge balls, care din ce am văzut se pot face bricuri din ele și poate o să avem nevoie vreodată de bricurile astea, deși nu cred, sincer să fiu cu voi, însă am pornit în aventură așa cum, uh, cum sunt îmbrăcat în momentul de față, n-am mai așteptat să fac chestiile alea. Din ce cauza am făcut și treaba asta? E bine, ca să pot să upgradez, uh, cum îi spune, uh, blacksmith-ul nostru la level 4, o să fiu nevoit să am și Builder's hat tot de level 4. Builder's Hat care din păcate nu era de level 4, era doar de level 3 <laughs> și eu nu știam treaba respectivă. Și așa că aveam nevoie de Soul Sand pentru a-l face de level 4. Și o trebuie mult mai să vin până aici. Și am zis că băi, dacă tot sunt aici, cât de greu poate să fie netherul ăsta încât să nu-i fac eu față. Și m-a luat frumos și am săpat niște tunele pe aici pe acolo până când am reușit să ajung în nether waste-ul ăsta. Deși nu sunt foarte departe, dacă vedeți și voi portalul e la 150 de blocuri de mine. Și am reușit să ajung aici în Nether waste ăsta și am văzut pe aici pe acolo câteva bucățele de glowstone și o să mă duc să le iau, fiindcă o să am nevoie de glowstone pe viitor la majoritatea clădirilor, dacă bine mi-amintesc eu. Orice ăștia n-au nicio treabă cu mine, deci n-are rost să mai iau cu el la scandal. Au fost niște zombie care sunt arși și ăia din ce am văzut mi-au făcut ceva problemuțe. Au venit după mine să mă ia la, la bătăiță. În rest, nu prea am văzut mob. Poate sunt câțiva din Alex Mobs care în mod normal ar trebui să fie prin Nether și nu i-am văzut eu încă, maybe. Cred. Da, cine știe, poate îi găsim pe parcurs. Trebuie să fie un mob care a agățat, de fapt, era l-am văzut pe aici, pe nu știu unde, a dispărut. E un mob care trebuie să fie agățat așa de tavanul Netherului. Și restul... Pș, unul dintre Builders haturi este adus la level 4, celălalt în momentul de față în construcție, ata tot că este în spate la dita mai depozitul și nu putem să-l vedem. Și Sam a terminat de făcut într-un final ferma de văcuțe. I-am dat și două upgrade-uri, cred că este dusă la level 2 dacă nu mă înșel eu. Prima că când o construim, de fapt în mod normal, prima dată când construim o chestie, o clădire, ar trebui să fie la level 1, după aceea level 2, când îi dai upgrade și level 3, iarăși când îi dai upgrade. Deci ceva, 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 ceva nu, nu mirau să bine pe aici. Asta să fi fost numai la level 3 duse și să... Hmm. Scrie Builder Sat 4, deci bănuiesc că e level 4, la aia mă gândesc. Și ferma din ce am văzut scrie că e level 3, cum ar veni. So, I hope it's level 3. Acum ce ar trebui să fac ar fi să iau eu cireada asta de... Serios, mă? Oh, doamne, nu zice. Vin să ne atace din sud-vest. Unde sunteți, mă, împrășteaților? Tot timpul când ne-am căutat aici în sud-vestul vieții ăsta, niciodată nu i-am găsit. Ar trebui să fie pe aici, pe undeva, în mod normal, dar veci pururi am nu, le-am găsit campul. Ca să pot să mă o să le dau salamul și să scap odată de ei. Să nu tot îmbat ata creierii cu, cu invadatori. Unde sunteți pentru -un numele lui Franț? Ar trebui să-mi arate pe hartă, nu? Sau? Sau nu mi-arată? sud-vest. Sud-vestul aici, în direcția asta. După cum ne scrie harta. Eu o temă de unde vine, de pe deal, mă. Da, că v-am prins de data asta. Am și vrut să zic că fii atent că eu o să mă învârt pe acolo și o să caut pe cine știe pe unde. Și între timp ei o să-mi spargă uși în sat deja. Ok, wow, 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 că spăducă. Nu, nu mai da, nu mai da băiatul meu, nu mai da, nu mai da, lasă-mă să mânc, Va, nu mă omor așa, băga mi aș piciorul. Cum nu? Dar cum nu, frate? Cum nu? L-am dărmă ușa undeva. Tu-ți basca ta astăzi de viking. Ia de aici, bătaie. Mai vreun unul pe undeva? Unde sunteți, mă? Aici se bătea, bă, frate. Și unul dintre ei a fost bătut aparent de un shield maiden de ăsta. Ma, nu va fi rușine, frate. Ce e aici, mă? Tăbărâs toți pe unul. Aleluia, am scăpat. Din păcate, unul dintre... Unul dintre nații noștri au fost uciși. Din nefericire, o să trebuiască să luăm toate chestiile astea de aici și să-i spargem schema asta de aici. Dar mulțumesc frumos că mi-ai dat heal. Ești... Ba, nu, stai, mi-a dat strength. Uh, ești un dulce, băiatule. Bă, îmi place de asta. Îmi place ce face. Vine, dă cu poțiuni îi ajută pe băieții noștri să facă scandal aici între toți, să dea să le pune la ăștia toate chestiile astea înapoi aici. Ok, cred că alea erau, da? Cred că da, cred că alea erau toate schemele pe care ele aveau. Toporul să n-am nevoie de el. Vreau să nu știu de ce s-a aranjat așa, dar mă rog, nu are importanță. Important este că pot într-un final să mă duc să-mi iau vacile și să le duc unde trebuie. Că practic aia am vrut să fac, nu să mă bat eu cu nu știu ce gușteri și să mor. Și în același timp să mă moare și uh, cetățeni. Veniți, oh, da mult timp pe spate. Vă pot lua eu pe tăte după mine să vă duc. Nu de alta, dar e abruptă zona și... Mă, câteva din ele, câteva din ele văd că vin după mine. Ok, dacă rămân câteva acasă, nu e nicio problemă. Două, trei, N are și mai relevanță. Că oricum băiatul ăsta de aici, văcarul nostru, o să le înmulțească între timp, așa încet, ce cu treaba bună. Acum să văd pe unde pot eu să le duc în așa fel încât să nu rămâne ele blocate, cine știe pe unde. Ce drăguț din partea voastră să urcați singure. <laughs> Îmi place la nebunie. Uite, mai vin patru acum, patru am dus deja, ceea ce înseamnă că avem 8. Păi, pe restul cred că putem să le ucidem, care, care au rămas pe drum, pierdute, rătăcite. Așa, așa, haideți, cumva, cumva, faceți cumva, cumva și intrați toate. Trebuie să vă împing un pic ca să vă fac loc pe acolo. Hai și mă enervează că vin și astea alte după mine. Dacă n-ar veni astea alte, ar fi genial. Ca astea acum și-o pierdu oarecum interesul. Bun, voi sunteți venite încă. Oh, uh, uite bă ce schemă, o găsit pe să urce și ne e bun la cap. Păi, le lăsăm pe astea aici și mă duc să le fac felul celor. Oh, uh, dar tu de ce ai rămas aici? Hai. Hai um, haide. Vino. Așa, bun, bun, bun. Vino, vino. Nu știu ce i-a adus băiatului ăstuia, cred că, cred că au avut nevoie de o sabie sau de un topor sau de ceva pentru a le omorâ sau poate chiar și de grâu or something. Ia uite că mai tot găsesc câte una pe aici, perfect. Mai face rost de niște cărniță, mai face rost de niște pielucă, că nu strică. Și acum apare tu pot să le și pot să, zic eu, încet încet dau upgrade și la primărie, la town hall. În moment ce am scăpat de văcuțele astea și nu le mai avem acolo. Ia și tu mare bucată peste ochi. Dar toate chestiile astea probabil pot să se întâmple în, în episodul următor. Pentru că, măi oameni faini, cred că ne-am cam atins țelurile pe ziua de astăzi. Am făcut și câteva lucruri pe care, sincer, nu mi le-am pus în plan. Cum ar fi să dăm upgrade la, la căsuța asta pădurarului, să facem și o fermă de văcuțe și v-aș să închideți un picuț ochii la terraforming pe care l-am făcut în momentul de față. <laughs> și că sună începător în Minecraft. Dar chiar n-am avut chef de mai mult de atâta. Ăsta văd că își face treaba aici, le mai mulțește, mai ucide din ele, mai una alta. Which is nice, it's ok. E okay. de bine, e de bine. Foarte bine, dragă domnule. Continuați, continuați. Cum îl cheamă pe nostru? Finlay. Continuă, domnule Finley. Ce vreau să fac astăzi era să dau upgrade la level 4 la blacksmith nostru, adică la fierar, și să fac rost de armurile respective, dar din nefericire nu prea am avut cum, fiindcă îi trebuie foarte mult fier și eu încă nu am ajuns să am destul de mult fier pentru, aici am fierul de fapt, pentru a face, îi trebuie armură full de fier, ca să pună pe acolo și trebuie, din ce am văzut, și unelte de fier și încă nu am dat fier. O să trebuiască să merg eu să mai adun niște fier de pe aici-colo. Poate cumva, cumva să facem... Mm. Mm. Trebuie să văd cum pot să fac roze în că mi-ar prinde de bine un fortune, sincer, să fiu cu voi. Da, asta pentru episoadele următoare. Um, am dat și upgrade la, la Builders Hattori, la amândoi constructorii noștri, amândouă căsuțe de constructor sunt upgradate la nivelul 4 și asta și cealaltă care este acolo. Oricum, uh, fierarul nostru și-a luat un upgrade destul de bunicel, aș spune eu, și în momentul de față ne face armuri și alte lucruri pentru, cum le zice, gardienii noștri. Tot, tot, am lapsusuri așa încet, încet cu bună. Cred că level 3 se fierar în momentul de față. Sper să fie level 3. Ia să vedem. Dacă mergem aici și dăm un click pe el, da, scrie Builder Sat 3. Și ca să facem la level 4, după cum ziceam, ne trebuie o grămadă de fier ca să facem lucrurile astea de pe aici. Restul de chestii le avem, da. să fac toată armura de fier și să fac lopată, hou și toate de practic de fier mm, și 4 anviluri. Ok, deci ne trebuie și 4 anviluri. Never mind mai încolo, când facem rost de mai mult fier, că mai de față nu avem. Am făcut și câteva upgrade-uri pe aici, pe la universitate. Am descoperit câteva tehnologii noi, ceea ce îi de bine din nou. I-am dat un upgrade și căsuței medicului și încet, încet, tot mai dăm câte un upgrade și mai construim și mai adăugăm câte o clădire la sătucul nostru. Însă, după cum ziceam, cam asta o să fie pentru astăzi. Vă mulțumesc din suflet pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în Haugr încă o dată și noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți mare grijă de voi, v-am țucat. Ciao les!